Cu mare emoție am revenit aici la Muzeul Național al Satului. Cu binecuvântarea preafericitului nostru, Părinte Patriarh Daniel, și la chemarea inimoasei doamne director Paula Popoiu și a colectivului, fiindcă, așa cum știți și frățiile voastre, de la poalele Țibleșului, din zona mea natală, am strămutat o străveche gospodărie care era pe punctul de a se distruge. Doamna directoare Popoiu a fost foarte binevoitoare și după ce am venit cu această propunere, la scurtă vreme, casa și grajdul din satul meu natal, Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, au fost strămutate aici, în satul românesc din inima capitală. Le sunt adânc recunoscători, fiindcă au salvat o străveche gospodărie în care mi-am petrecut și eu cei mai frumoși ani ai copilăriei și emoțiile mele sunt și mai mari, fiindcă doamna director, împreună cu colectivul de aici la Muzeul Național al Satului, mi-au făcut o surpriză și au adus un grup de tineri din satul Spermezeu pentru a da o dimensiune spirituală aparte acestei sărbători a Muzeului Satului, când se prăznuiește, iată, și hramul acestei străvechi bisericuțe adusă din satul clujean Turia, o bisericuță de secolul al XVIII-lea, în bârnele căreia sunt impregnate lacrimile de rugăciune și pocăință ale înaintașilor noștri. Eu o felicit pe doamna Popoiu pentru faptul că ține la moștenirea pe care a primit-o de la marele etnolog și sociolog Dimitrie Gusti, cel care a întemeiat Muzeul Satului de aici, de la București, aducând prima oară, chiar din zona noastră a Bistriței și Năsăudului, o casă din localitatea Șanț, unde a făcut foarte multe cercetări etnologice și sociologice împreună cu colaboratorii săi din acea perioadă interbelică. Așadar, prima casă pe care a dus-o întemeitorul acestui muzeu, fondatorul acestui muzeu, Dimitrie Gustie, a fost cea din localitatea Șanț, de la poale munților Rodnei, însă iată, în vremurile noastre, în această parte a noului sat, cum se numește acest loc din incinta Muzeului Satului, s-a dus a doua casă, chiar din satul meu natal, Spermezeu, de la poalele munților Țibleș. Fiindcă Dimitrie Gusti și colaboratorii săi nu au dorit ca aceste case să fie conservate la rece, să fie muzeificate fără o noimă, să fie doar o muzeificare de laborator, ci și-a dorit ca în fiecare casă să fie un mod de viață. Adică, cu această gospodărie, satele noastre de la Bistrița și cu celelalte gospodării din diferite zone ale țării, să se aducă și modul de viață al țăranilor de odinioară. Să se aducă aceste gospodării, să se aducă aceste locuințe țărănești, însă odată cu ele să se aducă și o parte din sufletul celor care le-au însuflețit. Fiindcă dincolo de bârnele și textilele care se păstrează în aceste gospodării țărănești, preiubiții mei, este un mod de viață, este o parte din sufletul înaintașilor noștri. Așa cum această bisericuță, la streșina cărei am săvârșit acum dumnezeiasca liturghie de hram, nu este doar un monument istoric, ci este mai mult decât atât, este o sfințenie. Și aceasta, iată, a fost sanctificată de-a lungul timpului de generații și generații de închinători, de oameni evlavioși și credincioși. Câte lacrimi nu s-au vărsat în această bisericuță care a fost
Sfințit odinioară, însă resfințită de fiecare dată când au curs, când au izvorât lacrimile din ochii țăranilor care mai întâi de toate priveau la cer. Înainte de a privi în jos, cu smerenie, își ridica ochii către cer, fiindcă de acolo vine ajutorul nostru, de la tot milostivul Dumnezeu. Așadar, iată, suntem în comuniune și cu fondatorii acestei prestigioase instituții și l-am pomenit cu recunoștință pe Dimitrie Gusti, fiindcă astăzi este și sărbătoarea Sfântului său patron și o să-l pomenim acum după liturghie și la slujba parastasului, la oaltă, cu toți cei care s-au străduit cu multă sudoare și jertfă să ne lase această moștenire pe care datori suntem să o păstrăm și apoi să o predăm și noi urmașilor noștri. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost un tânăr curat, evlavios și cu multă credință fierbinte în Dumnezeu. Provenea dintr-o familie de elită a Imperiului Roman și a ajuns conducător militar al orașului Salonic de odinioară din Elada, Tesalonicul de astăzi, și cu toate că avea o carieră strălucitoare, atunci când a venit vorba de sufletul său, nu a făcut niciun compromis. Nu a făcut niciun compromis de moarte sufletească, ci și-a ascultat mai întâi de toate conștiința. Cu toate că era unul dintre cei mai respectați tineri din acea vreme, nu s-a uitat la cele trecătoare, ci a ales cele netrecătoare. L-a ales pe Hristos, pe mirele bisericii. Pe atunci creștinii, deși erau cetățeni loiali a Imperiului Roman, pentru faptul că nu aduceau tămâiere și închinare împăratului, considerând aceste lucruri gesturi idolatre, o cădere în păcatul idolatriei, pentru acest lucru creștinii au fost persecutați și uciși fără milă. Iar când Dimitrie trebuia ca să aleagă între împăratul trecător din această lume și între cel veșnic, l-a ales pe Mântuitorul Iisus Hristos și cu foarte multă bărbăție, cu foarte mult curaj și a mărturisit credința în unicul Dumnezeu, înaintea împăratului. A fost supus la multe torturi în temnița în care a fost închis și acolo l-a întâlnit pe un tânăr creștin care se numea Nestor. Și acest tânăr era foarte mâhnit pentru faptul că un luptător vandal care se numea Lie îi batjocoria și îi ucidea pe creștini fără cruțare. Cu toate că Nestor era foarte tânăr și fragil comparativ cu puternicul Lie, a mers cu multă credință la povățuitorul său, la mucenicul Dimitrie, și a cerut binecuvântare ca să-l înfrunte pe acest luptător, pe acest uriaș, asemenea uriașului Golia din vechime, pe care odinioară l-a biruit profetul David, care era un copilaș la vremea aceea. Cu această credință în suflet, avându-l ca model pe profetul David, care l-a biruit pe uriașul Goliat, și tânărul Nestor l-a înfruntat pe puternicul Lie în arenă. Și spre stupoarea tuturor, Nestor l-a biruit pe acest luptător care părea de nebiruit. Nu doar că l-a biruit, ci l-a și ucis. Iar acest spectacol de teroare și batjocuri anticreștine s-a transformat în biruință
a crucii. Iar înainte de a-l înfrunta și a-l ucide pe uriașul Lie, Nestor a rostit o rugăciune, a strigat cu toată ființa sa: Dumnezeului Dimitrie, ajută-mă! Și a primit putere, a primit ajutor de la cel atotputernic și l-a ucis pe tiranul luptător păgân Lie. Sigur că împăratul s-a mâhnit, deoarece el se presuputa fără milă pe creștini și se bucura că îi bazocorea și îi ucidea pe ucenicii Mântuitorului, s-a întristat de pierderea acestui luptător păgân și în cele din urmă, pe de o parte, l-a martirizat pe tânărul Nestor, iar pe de alta, pe tânărul Dimitrie. Ucenicul Dimitrie a fost însulițat, a fost răpus cu sulițele, iar prima suliță a fost înfiptă în coasta sa, așa cum odinioară, aceeași suliță a fost înfiptă în coasta Mântuitorului Iisus Hristos pe Golgota. Iar din coasta tânărului mucenic Dimitrie, nu doar că a țișnit sânge și apă, ci în cele din urmă, din moaștele sale, a țișnit și mir de mare preț din rănile de pe trupul său mucenicesc martirii, a izvorât mir de mare preț. Și până astăzi, din moaștele sale, care se păstrează în catedrala din Tesalonic, izvorăște mir de mare preț. Tocmai de aceea, mucenicul Dimitrie din Tesalonic este numit și izvorătorul de mir. Pe acesta îl rugăm astăzi la prăznuirea sa, iubite frate și iubite soră, să ne ajute să dăm o bună și dreaptă mărturie. Iată, și noi suntem înconjurați de uriașii Lie și de uriașii Goliați ai acestor vremuri. Însă nu trebuie să ne descurajăm, nu trebuie să dăm înapoi, ci cu mult curaj mărturisitor să îl chemăm pe Dumnezeul lui Dimitrie în ajutor și vom primi sprijin și întărire pentru a ieși biruitor. Fiindcă numai cu ajutorul lui Dumnezeu, iubite frate și iubite soră, putem să ieșim la limanul cel neînviforat și mai cu seamă în vremurile de restriște pentru creștini, în vremurile de prigoană. Trebuie să învățăm de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie să nu ne vizuim pe noi înșine, ci să ne punem toată încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. Așadar, sus avem inimile, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, trimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin.